Prima zi de școală a adus emoții în rândul părinților și elevilor din Mangalia. Prichindeii, care au început clasa pregătitoare, au așteptat cu nerăbdare să-și cunoască colegii și, bineînțeles, învățătoarea. Fiind o zi deosebit de importantă pentru cei mici, părinții le-au fost alături. Le-am lăsat puțin cu doamna să se acomodeze cu clasa, cu... Da. Este clasa întâi? Clasa 0. Clasa 0? Clasa 0, da. Și cum e? Aveți emoții pentru ei? Nu, nu. Că a fost la grădiniță, e obișnuit. E obișnuit, da. El e învățat, nu plânge după mine, e obișnuit, da. Cum ne-ați pregătit totuși pentru prima zi de școală? Păi am mers, am cumpărat ghiozdan, penar cu rechizite, am mai lucrat acasă, care o soră mai mare, clasa 5-a. Cum să fie emoții, că la început, da, a început clasa 0, acum e un nou proiect. După încheierea festivității, elevii au intrat în clase. Unii și-au cunoscut pentru prima dată colegii și pe cea care urmează să le călăuzească pașii în viață pentru următorii 4 ani. Alții s-au bucurat să-și revadă colegii. Am colorat. Ce clasă ești? A treia. Clasa a treia? Da. Ai revăzut-o pe doamna învățătoare și ți-ai revăzut și colegii? Da. Ți-a fost 2 de ei? Da. 1 și 2. Sunt fructele toamnei. Cum e? Ești bucurat să te-am făcut școala? Da. Ți-a fost o de doamnă, de colegi? Și de doamnă și de colegi. La festivitățile de deschidere din toate unitățile de învățământ din Mangalia a participat și un reprezentant al primăriei. An de an, primarul Cristian Radu îi sprijină pe director pentru a renova școlile. Mai mult decât atât, edilul susține performanța și pentru a-i motiva să învețe, îi trimite în tabără în timpul verii pe elevii care au obținut note mari în timpul anului. Multă bucurie în suflet și cum erau îmbrăcați în prima zi, frumos, eleganți, frezați, spălați. Din partea noastră, cu multe, multe speranțe și din partea dânșilor, sperând un an mai bun. Copiii care au avut premii au fost în tabere gratuite, lucru care, nu știu dacă s-a mai întâmplat undeva acest fapt, și astăzi am dat și diplome și chiar i-am întrebat pe copii cum a fost și au zis că a fost super ok. Plan, proiect pe care... I-ați recompensat pentru notele bune și i-ați trimis într-o tabără. Exact. Proiect care va, numai că va continua, dar domnul primar vrea să-l și extindă. Elevii au primit orarul și au intrat în posesia manualelor, așa că de marți vor începe orele de curs.